Și voi ce înseamnă bulimie? Ce înseamnă bulimie? Da. Să jignești pe cineva. Să jignești pe cineva? Ce mai? Să lovești pe cineva. Să lovești pe cineva. Să lovești sentimentele altele. Să lovești sentimentele altele. Foarte frumoasă. Și cum crezi că se simte cea care este rănit? Despre bullying, violență, nutriție sănătoasă, prevenirea comportamentelor de consum și substanțe periculoase, educație ecologică și educație sexuală, discută în acest an școlar peste 1500 de elevi din Rădăuți și împrejurimi. Școlile Gheorghe Popadiuc, Mihai Eminescu și Regina Elisabeta din Rădăuți și școlile din Satu Mare, Țibeni, Frătăuții Vechi și Măneuți iau parte la proiectul Alegeri Sănătoase, dezvoltat de Salvați Copiii și finanțat de compania Eger. Programul își propune să ajute cât mai mulți copii să se întoarcă la reperele unei vieți sănătoase care să le permită să se dezvolte echilibrat și armonios. În primă fază, cele peste 100 de cadre didactice înscrise în program au fost instruite de specialiștii de la Salvați Copiii. Apoi, reveniți la clase, fiecare învățător sau profesor sprijinit de consilierul școlar a desfășurat activități împreună cu elevii. La școala Mihai Eminescu din Rădăuți, școala cu cei mai mulți elevi înscriși în program, de la cei mai mici la cei mai mari, au discutat despre bullying. Să sintetizăm într-o idee ce înseamnă bullying-ul, violența verbală și violența fizică, adresată colegilor, dar și care practice din această școală. Și o să vă propun un poveste, da? De la Gheorghe. Am să vă spun o poveste despre o fetiță care rămâia prin cuvinte. V-a plăcut? Da. Ce v-a plăcut cel mai mult? Cum a fost primit proiectul la școala Mihai Eminescu, ne spune profesorul consilier școlar Alexandra Andreea Berinceanu. Cele mai multe cadre didactice participante se află în școala noastră. Copiii au fost și sunt în continuare foarte entuziasmați de absolut toate activitățile pe care noi le desfășurăm în școală. Este un proiect de actualitate. Am desfășurat toate activitățile modulului de bullying, iar în prezent desfășurăm activități pe partea de nutriție. Programul Alegeri Sănătoase a fost adus la Rădăuți de compania Eger în luna august 2023. Atunci a avut loc o prezentare a Salvați Copiii în fața directorilor de școli din Rădăuți și împrejurimi. Ulterior, aceștia au completat un formular de înscriere prin care și-au anunțat interesul de a fi înscriși în program. Salvați Copiii a selectat 7 școli care parcurg timp de un an școlar programul Alegeri Sănătoase, un program implementat deja în 22 de județe din România.